foarte multe adrese de la această federație care ne contestă eutanasierea. În mandatul meu nu am cunoștință să fi desfășurat vreo acțiune benefică în sprijinul câinilor din municipiul Brăila sau al cetățenilor care se simt agresați de acești câini. Nu au avut nicio colaborare cu primăria municipiului Brăila la acțiuni de sterilizare sau pe vreun alt domeniu și nu cunosc faptul că în acest an și un pic al meu de mandat să fie adoptat vreun câine din municipiul Brăila această federație. În schimb, au venit să conteste eliminarea câinilor de pe stradă.